Dimineața l-am văzut că eu am băut cafea pe balcon acolo, acum ieșit în fața porților aici și controla copiii. Care au uniformi pe ei, au voie să intre, care nu se duc acasă să îmbrace, să vină în ordine. Era bine dispus. Deci îi certa o leagă și pe aia lăsa să intre. Și pe urmă ce ați auzit că s-a întâmplat cu dumneavoastră? Păi am înțeles că... Așa. Era un clasă, îl preda la copii. Și că a făcut acolo o demonstrație, nu știu, așa m-au zis eu după la lună. Și în timpul ăla când a atins niște fire, am înțeles că s-a electrocutat. Deci era un om cu o experiență, de când în școala asta el a fost aici. Dar când e să întâmple de la Dumnezeu, asta e. De față cu toți copiii? Nu știu exact, așa am înțeles că era predat la copii. Da, e păcat. Nu pot să formulez corect că nu sunt, nu am termenii tehnici. Însă cred că lipsește un protocol de care doamna inspector știe că a făcut nenumărate sesizări. Deci cred că undeva nu se respectă legea. Și dacă doamna directoare este vinovată, să plătească pentru ce face, că e vecina mea și o cunosc de atâția ani. Având în vedere situația economică noastră a tuturor, copiii au diferite probleme acasă, da? Și sunt mai recalcitranți, mai... În felul lor de a fi, da? Sunt iubiți acești profesori. Însă, undeva se rupe lanțul. Fără supărare. Deci să răspundă fiecare. S-a ajuns la crimă. Să zicem mersi că n-a murit un elev. În locul lor. Da? Să-i fie rușine. Copilor de 30 de... Dacă întâi să-l încarce, nu mă grăbiți. Acum, mamă, gata. Gata. Eu zic, când iese neamarin, să-i spune să se oprească să nu dea un singur. Așa e? Scuze-mă, cine vă recomandă? Sănătos! Da. Și ce hal trebuie? Eu n-am făcut aparatul. Ingineri electroniști care era venit acum vreo 35-40 de ani la Ploiești, căsătorit, stabilit în Buzău, are doi copii, deci copii sărătoși, soția lui lucrează la noi la școală ca secretară și ce s-a întâmplat acolo la laborator, nefiind în școală, atâta ce am auzit că ceva un accident electric, așa am auzit, care e adevărul, probabil se stabilește de către organele de anchetă. Ca și profesor, ce fel de profesor e? Profesor electronist, foarte bine pregătit, probabil că
din cauza unei probleme de sănătate, care știu că o avea, o a fi avut o scăpare pe momentul respectiv. Mai bine să pensiona pe caz de boală mai înainte, că cred că era mai bine. Știu că a avut glicemia la un moment dat și vreo 300-400. Și știți dumneavoastră că aia probabil că amețel, poți susca mâna pe ceva unde este nepermis și așa mai departe. Vă mulțumesc mult! Din partea electrică nu mi-aparține ca să spun cât de performantă, cum era așa în parte, deci o să fie anchetă, o să aflați tot ce vă-i dă. Cum vă numiți?